Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi cum să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești. Hai să citim povești împreună. Salut! Dacă te uiți la acest video, înseamnă că te interesează titlul, adică ce cărți recomand eu pentru copii între 2 și 3 ani. Ei bine, Lily tocmai a împlinit 3 ani și în ultimul an am citit foarte multe cărți, așa că am o grămadă de cărți să-ți recomand în acest video și îți recomand să-ți iei ceva timp, să ai răbdare, să vezi cum este fiecare. Dar în caz că nu ai timp suficient, uită-te în descriere, pentru că pun acolo toate titlurile interesante și cu siguranță vei găsi de unde să le cumperi. Dacă ar fi să mă gândesc la cele mai citite cărți dintre toate aceste cărți pe care le am lângă mine, ei bine, acestea ar fi cele cu Bobiță și Buburuză. Le citim, nu exagerez, de vreo 3-4 luni de zile, seară de seară, ceea ce este un record pentru Lily. Lui Lily plac foarte mult cărțile, după cum spuneam, dar ea nu prea obișnuiește să-mi ceară aceeași carte de fiecare dată. Dar uite că se schimbă situația dacă e vorba de Bobiță și Buburuză. Îi ador pe Bobiță și Buburuză, motiv pentru care, tara, i-am comandat pentru Lily în toate formele și mărimile posibile. Nu doar pe Bobiță și Buburuză, ci și pe prietenii lor. Așadar, vă recomand cu mare, mare drag, pentru început, cele două cărți, care cu siguranță vor prinde și vor dura mult timp la voi în casă. Copiii le vor iubi și la 4 și poate chiar și la 5 ani, pentru că Bobiță și Buburuză și mai ales cele două cărți, care sunt foarte cuprinzătoare, au câte 12 povești fiecare, vor avea mare succes la copiii voștri. Bun! Pe lângă Bobiță și Buburuză, tot de la editura Casa, vă super recomand cărțile lor cartonate cu apțibilde, care pot fi lipite în interior. O îmbrățișare de noapte bună este despre animăluțe care au și ele un mini animăluț pe care copiii îl vor lipi în interior. De exemplu, ia uitați, porcul are un porc ușor de jucărie. Apoi avem Suflă Alină și pune un plasture cu mulți plasturi pe care ei pot să-i pună peste bubițe. Și Ursulețul are nevoie de ochelari cu ochelari pe care îi pun animalelor. Sunt niște cărți care chiar merită investiția pentru că sunt cartonate. Copiilor la vârsta asta, între 2 și 3 ani, le plac foarte mult apțibildele și cu siguranță vor avea mult succes. Pe lângă asta, am doar o mică carte la îndemână, dar ei au mult mai multe pe stoc. De exemplu, prima mea carte, Caută și găsește la grădiniță, spun că au multe pe stoc pentru că ei au multe din seria Caută și găsește, pe care vi le super recomand de la editura Casa. Tot așa, între 2 și 3 ani, Lily a început să fie interesată de acest gen de cărți în care să ajutăm copiii să-și exerseze puțin atenția, da? Trebuie să găsească anumite lucruri pe care le au aici în partea stângă, în imaginea mare. Le plac foarte mult astfel de cărți, iar editura Casa are printre cele mai bune din acest tip, pentru că, din nou, sunt cartonate și pot fi folosite din nou și din nou și din nou. Mergem mai departe. Alte cărți care îi plac foarte mult lui Lily, tot de la editura Casa, sunt cărțile din seria De ce? Noi avem foarte multe acasă pentru că nu m-am putut abține. Odată ce am văzut cât sunt de utile și de frumoase și de atractive, am început să le cumpăr. Unele de pe grupurile de cărți second hand, altele de pe site-ul editurii sau de pe alte site-uri. Vi le super recomand pentru că sunt foarte, foarte speciale. Cărțile care au impresionat-o cel mai mult pe Lily și pe care le-am citit over and over again au fost așa. Ajută, împărțim și ne împăcăm, Grădinița mea înainte de a începe creșa, Speriat, furios sau vesel pentru a-i explica emoțiile și apoi Pregătiți-vă, chiar dacă Lily este fetiță, adoră tot ce ține de gunoiere, excavatoare, tractoare, dacă nu avem destule, avem și pe șantier
și vehicule de urgență. Vă invit și pe voi să cumpărați acest gen de cărți chiar și pentru fetițe. Să nu spuneți fetelor, păi astea nu-s de fete, pentru tine o să cumpăr doar despre prințese. Nu, pentru că la vârsta asta noi trebuie să încurajăm tot. Da? Și dezvoltarea spațială pe care utilajele și mașinile ne ajută să o dezvoltăm, dar și, bineînțeles, păpușile și cărțile despre păpuși și despre comunicare care ne ajută să dezvoltăm limbajul. Însă, după cum spuneam, orice carte din seria De ce? De la editura Casa este și va fi nu doar până la 4 ani, ci, cum vedeți din colecția mea, și până la 7 ani vor fi un hit. Sunt niște cărți foarte, foarte frumoase și atractive, pe care dacă încă nu le cunoașteți, vă invit să începeți să le cunoașteți. O să vă arăt doar una, Speriat, furios sau vesel, care, ia uitați ce fel de clapete interesante au ele, pe care copiii le pot întoarce ori de câte ori au nevoie sau își doresc. Cărțile din această colecție sunt foarte speciale și pentru că sunt cartonate. Încă avem nevoie de cărți cartonate, chiar dacă înspre 3 ani nu prea, dar e mai bine să fie așa decât să fie cu filă subțire și să se rupă ușor. În continuare, de la 2 la 3 ani ne dorim cărți cartonate, serioase, tari, care ne pot ajuta să le folosim mult timp. Da? Aceste cărți sunt absolut superbe, nu am cuvinte suficiente să vi le descriu. Credeți-mă pe cuvânt, dacă vreodată ați cumpărat cărți recomandate de mine, cu siguranță o să le iubiți pe cele din colecția De ce? Mai departe, niște cărți foarte, foarte adorate sunt, bineînțeles, cărțile de la editura Asborn. Editura Asborn, care în România este tradusă la Univers Enciclopedic Junior. Nu numai, dar majoritar acolo. Și o să vă arăt câteva pe care le-am folosit de foarte multe ori, care sunt doar așa informative și altele care sunt foarte utile pentru voi de la 2 la 3 ani. Bun. Cele mai interesante sunt, bineînțeles, cărțile cu sunete, da? Care, dacă le apăsăm, o să scoată un sunet și o să-l facă pe copil să zică oh, wow! Și apoi, dacă le și deschizi și vezi astfel de ilustrații, te-ai îndrăgostit. Adică o să le răsfoiești over and over again. Serios! Ce să nu-ți placă? Și dacă ești adult, îți plac, dar minte dacă ești copil. Aceasta e cu vehicule și aceasta cu cele 4 anotimpuri, care nu mai are baterie, ce să vezi, pentru că a folosit-o atât de mult. Apoi, cărți pop-up. Cine a eliberat dinozaurii? De exemplu, îi plac foarte mult lui Lili acest gen de cărți. Mai avem și această carte, care are și baghetă, by the way, cu care va trebui să atingem ceva ca să sune. Deci, serios, cărțile de la Asborn sunt absolut magice. Îi mai place lui Lili și cartea muzicală, Sunet lin, superbă. În interior, foarte, foarte frumoasă și atractivă, ca toate cărțile Asborn de altfel. Am folosit mult Days of the Week, să învățăm zilele săptămânii și să ne distrăm cu ce se întâmplă în ea. Și mai recent am cumpărat O fermă, care ne place amândurora foarte, foarte mult. E foarte atractivă. Cărțile de la Asborn, ca și cărțile de la editura Casa, nu te lasă să te plictisești. Dacă ar fi să mă întreb pe mine și acum să dau timp înapoi și să mă gândesc ce să cumpăr de la început, de când mi se naște copilașul, ei bine, dragilor, editura Casa și editura Asborn. Cele două vă oferă ce aveți voi cel mai bine nevoie și startul cel mai bun în viață copilașilor voștri, dacă vreți să creșteți copii iubitori de cărți și de lectură. Bun, vă ziceam că mai sunt un tip de cărți foarte utile la editura Asborn, care sunt cărțile din colecția Lift the Flap, My Very First Questions and Answers, sau traduse în românește, ar veni cărți cu clapete, primele întrebări și răspunsuri pentru cei mici. Am folosit cel mai des următoarele: Why should I go to bed? Why should I get dressed? Ce este caca? Ups! De ce trebuie să mă spăl pe dinți? Why do we need a potty?
Toate aceste cărți o să vă ajute foarte mult pentru că între 2 și 3 ani, adică The Terrible Twos, copiii o să înceapă să nu mai vrea să facă lucruri. Și atunci, ca să-i ajutați să înțeleagă de ce trebuie să se spele pe dinți, să se îmbrace, să meargă la culcare, să facă ceva la oliță, o să aveți nevoie musai de aceste cărți. Vi le super recomand, la fel de mult ca și pe celelalte de la editura Casa și de la Asborn, despre care v-am vorbit deja. Și acum trecem la cărți îndrăgite de la alte edituri. Avem o serie foarte îndrăgită de la editura DPH, Didactica Publishing House, cu Dragonelul. Cunoașteți pe Dragonel? Dacă nu, faceți-vă prieteni cu el pentru că este absolut magic. Nu doar Lily îl iubește, dar și copiii mei de la grădiniță. Este un dragonel care învață tot felul de lucruri foarte interesante de care are nevoie în viață. Ghici ce? Învață cum să împartă, cum să mulțumească, cum să spună bună ziua sau să spună te rog, să asculte, să ajute, să aștepte și să spună îmi pare rău. Toate aceste abilități sociale, aș spune eu, sunt foarte importante de dezvoltat încă de la această vârstă. Și dacă aveți un copilaș căruia i-ați citit de când s-a născut, va avea răbdare să asculte aceste povești cu Dragonelul între 2 și 3 ani. Și nu doar că va avea răbdare, le va căuta, vi le va cere, pentru că sunt atât de atractive și atât de interesante, încât n-ai cum să nu-ți placă și ție ca adult, dar mi-te copilaș fiind. Este vorba despre Dragonel și Lily, ei bine, exact numele fetiței mele, care îl învață pe dragon tot felul de lucruri. Dragonul nu vrea să spună te rog, mulțumesc, îmi pare rău, lucruri de genul ăsta, nu vrea să ajute, să împartă, dar ea îl învață prin diferite situații prin care trec împreună. Ca și cărțile anterioare de care vă spuneam, și această serie este cartonată. Din nou, un element destul de important dacă mă întrebi pe mine. Cu siguranță o să le placă cărțile cu Dragonelul, așa încât dacă urmează ca piticul tău să facă 2 ani sau este undeva în această perioadă între 2 și 3 ani și nu știi ce să-i cumperi, ei bine, cumpără-i cu siguranță cărțile cu Dragonelul pentru că le va îndrăgi. Ne mutăm acum pe dezvoltarea emoțională și o să-ți dau o serie de cărți care i-a plăcut foarte mult lui Lily și e vorba despre seria Bebe învață, prima mea cărticică despre sentimente de la editura Litera. Este o serie de 4 cărți, Iubirea, Frica, Furia și Bucuria, care descriu așa foarte succint și foarte general ce se întâmplă cu pufuleț. Un cerculeț este pufuleț, un cerculeț pufos, bineînțeles, da? Care trece și el prin tot felul de situații. Este o serie foarte simplistă pentru că nu ai nevoie de mai mult, între 2 și 3 ani, în care le explică, uite, copiilor, cum arată expresiile faciale atunci când simțim emoții și de ce le putem simți, care sunt situațiile prin care putem trece când simțim aceste emoții. Din nou, ca și cărțile celelalte prezentate anterior, sunt cărți cartonate. Apoi, le-am pus puțin mai încolo și am uitat să vi le menționez mai repede, dar la fel ca până la 2 ani și între 2 și 3 ani, Lily o iubește enorm pe Peppa. Tot ce ține de Peppa. Avem această My First Little Library pe care Lily a primit-o cadou și mai avem cărțulii din astea mici-mici care fac parte dintr-un calendar advent. Sigur că mai avem o grămadă de altele despre Peppa, dar acestea au fost cele mai citite și cele mai cerute de Lily. Vi le super recomand dacă copilașilor voștri le place de Peppa. Dacă vreți să o introduceți pe Peppa, luați o carte și vedeți cum reacționează copilașul. Nu ai cum să nu-ți placă Peppa. Peppa este amuzantă, interesantă, deșteaptă. Sunt și desene cu Peppa. Nu recomand să începeți la 2 ani să le dați desene copiilor, dar în caz că undeva între 2 și 3 ani le place foarte mult de Peppa, puteți să introduceți și desenele. Peppa îi învață pe copii o grămadă de lucruri despre cum să se descurce, despre ce este lumea, despre cum să se comporte. Vă super recomand pe Peppa.
Apoi, alte cărți foarte citite au fost cele din colecția cu Emma și Eric. Știu deja că este Eric merge la grădi, Eric merge la doctor și Eric mai face și altceva, cred, dar acele cărți nu le am momentan, sunt împrumutate altor persoane și ce am acasă și știu sigur că i-am citit în ultima vreme, în ultimele luni lui Lily, sunt Ce, cum și de ce simt, Emma și Eric descoperă emoțiile și Te rog, mulțumesc, te iubesc, Emma și Eric învață bunele maniere. Aceste două cărți au fost foarte cerute de Lily. Mereu îmi cere, mami, cărțile cu Emma și Eric. Și sunt convinsă că dacă ai cumva copii mai mari, știi deja despre ei doi. Dacă nu știi cine sunt Emma și Eric, sunt două personaje foarte iubite și îndrăgite de toți copiii din România, create de Prințesa Urbană. În continuare, două cărți pe care le-am răsfoit foarte mult în ultima vreme, deși le avem încă de când Lily s-a născut și nu păreau interesante pentru ea până acum, Cârlionț, Mielușelul cel fricos și Carolina, Văcuța cea poznașă, două cărți cartonate, simpatice foc, de la editura Crișan. Alte cărți pe care eu le-am cumpărat sau le-am împrumutat de la bibliotecă și care i-au plăcut lui Lily foarte mult au fost următoarele. Domnul Întuneric se strecoară, superbă, despre frica de întuneric, care este foarte drăguță, amuzantă, antrenantă și pe care vă super recomand, am citit-o de nenumărate ori. Micul camion albastru, foarte drăguț, în versuri, care învață pe copii cum să te porți și conține și interjecții despre cum vorbesc animalele. Domnul Paie, pe care Lily-l adoră și pe care l-am citit deja pe YouTube. Pot și singur și E jucăria mea. O zi cu mami. Ce să faci când îți vine să lovești, pe care am folosit-o de când Lily a început creșa și a început și ea să lovească sau să împingă sau să pițige. În ultima vreme i-a plăcut foarte mult Pit Motanu, asta e doar o carte, dar avem mai multe. Vă super recomand și seria cu Pit Motanu. Noapte bună, mielușelule, de la Lidl. Spuneam că îi place orice ține de utilaje și mașini, de pompieri și așa mai departe. Ei bine, este o serie la Univers Enciclopedic pe care vă super recomand, fie că aveți fetiță sau băiat. Elicopterul Edi, mașina de pompieri Nina, mașina de gunoi Max și tractorașul Titi. Mai este și tractorașul E speriat, în caz că vă interesează, care i-au plăcut foarte mult lui Lily. Încet, încet ne apropiem de final, mulțumesc că aveți răbdare. Cărți de povești pe care le-am citit foarte mult au fost aceasta, Povești de noapte bună de 5 minute pe care le citesc încă de când Lily s-a născut și Povești de noapte bună cu Eddie Otter, Vidra curioasă de la Lidl. În caz că mai apare, să știți că e bună. Și tot în intervalul 2-3 ani, Lily a descoperit basmele. Pentru că căutam eu ceva într-o carte de basme de când m-am născut eu și l-a văzut pe lup. Și mi-a cerut să-i citesc povestea cu Scufița Roșie. Asta cred că este povestea ei preferată anul acesta. Și în general a început să dezvolte o pasiune foarte mare pentru lupi. De aceea, acum că am plinit 3 ani, i-am oferit un set de cărți despre lup, pe care nu vi le arăt încă, pentru că vreau să le mai testez. Așadar, Little Red Riding Hood sau Scufița Roșie, această versiune de la Asborn mi se pare cea mai prietenoasă și cea care nu o face pe Lily să-i fie frică de lup. Pentru că toți copiii, atunci când le prezentați basmele noastre, dacă le citiți povestea originală, o să zică, stai un pic, dar nu-mi place povestea asta sau nu-mi place de lup, da? Ei bine, Lily nu a spus că nu-i place, dar mi-a cerut să o citesc de foarte multe ori și copiii fac asta atunci când au nevoie să proceseze ceva prin care trec, astfel încât să înțeleagă situația, da? Dacă vreți și voi o poveste foarte prietenoasă și frumoasă cu Scufița Roșie, vă super recomand pe aceasta de la editura Asborn. Am lăsat-o separat pentru că face parte din categoria de basme. Cei trei purceluși, Motanul încălțat, Caprea cu trei iezi, Prâzlea cel voinic și Merele de aur, Fata babei și Fata moșului și Punguța cu doi bani. Acestea sunt cele pe care le-am cumpărat eu, pe care le-am citit ei și care i-au plăcut, nu doar eu, ci și bunicii. Și, bineînțeles, sunt adaptate, da? Deci, adaptați la limbajul vârstei și adaptați
contextul, să înțeleagă ce se întâmplă și să nu le fie frică de tot felul de oameni care îi omoară pe ceilalți, îi mănâncă pe ceilalți, îi fură pe ceilalți și așa mai departe, da? Cam asta a fost tot. Sper că ați avut răbdare să ajungeți până aici și dacă da, vă felicit. Înseamnă că aveți multă, multă răbdare. Ceea ce aveți cu siguranță nevoie și atunci când vă creșteți piticul între 2 și 3 ani. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog dați un like să știu că vreți să mai fac și astfel de videouri cu recomandări de cărți pentru voi părinții și dacă aveți nevoie de alte recomandări, găsiți cu siguranță o mulțime deja aici pe canalul Tana cu povești. Mulțumesc pentru atenție și să ne vedem cu bine la videoul următor. Pa! Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi cum să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești, hai să citim povești împreună.